Salut, băieți și fete, și bine v-am găsit la un nou clip astăzi. O să fie un clip, nu știu neapărat dacă mai special, pur și simplu o să facem un upgrade. Am zis, bă, mai trebuie să investesc și eu. Mi-am luat, dacă ați văzut, am luat monitorul ăsta, da, care este genial. Care, de fapt, aparent a fost mai mult un moft și nu prea s-a meritat, dar pentru edit sau pentru alte chestii este foarte bun, dar pentru gaming, mai puțin doar pentru asta cu poveste sau, nu știu, ceva de genul. Momentan, cam așa arată setup-ul, adică e ceva basic și am intrat pe OLX și am dat comandă de un nou microfon, de ce știți că am avut ceva probleme, adică ăsta nici nu stă singur. Să vă aduceți aminte, mâncavaș, problema asta mai târziu puțin, da? Mai târziu puțin ce am zis la început de clip. Atât am de zis. La modul ăsta, știi? O să schimb în viitorul apropiat și facecam-ul, chiar dacă este bun, vreau ceva mai calitativ. Ăla merge, numai că nu l-am folosit eu pur și simplu. Fix acum a venit microfonul, trebuie să mă duc să-l iau. Și după aia vă zic de unde l-am luat, ce am făcut, de ce nu l-am luat nou, de ce nu l-am luat de pe OLX, să vedem dacă e țeapă. Hai că s-a pișat pe mine, am negociat ce am negociat pe el și aparent eu am plătit transportul. Bun, deci cam ăsta este așa, da, frumos. Hai să vedem ce avem aici, să vedem dacă ne-am luat țeapă sau nu. Am dat ăsta jos, bă, a fost, bă, 65 de lei la cuier, la sudăcu. Dar, gen, nu-i nici greu, e ușor rău, nu știu dacă pot să... A, uite mă, cum pot să fac așa, bă, da, prost. Gen, e și ușor. Nu știu cât are exact, dar e destul de ușor. M-am uitat pe OLX, pentru că nu știu dacă știți voi, dar... Eu am ținut legătura cu internet, cu Claudiu, cum îl știți voi. Îl știți de pe canalul Lectură și așa, mai cei vechi OG. Și eu am vorbit cu el și a luat un monitor de pe OLX. Și am intrat și eu pe OLX și am văzut monitorul și am zis, bă, hai să stau și o leacă pe OLX. Stau ce stau pe OLX, văd monitorul, iau monitorul, mi-am luat și un mouse-ul ăsta, care am dat 150 de lei pe el și de 309, am luat sigilat. Nu vreau să fiu enervant cu aceste voice-over-uri, dar vreau să vă zic că vă recomand, dacă vreți să vă luați un mouse, să vi-l cumpărați wireless, deoarece eu, după ce m-am jucat cu el, nu știu, o săptămână, deja firul se încurcă cu mouse-ul efectiv și este foarte enervant, deci vă recomand să vă cumpărați wireless. Așa, el n-a avut nicio problemă că a fost de pe OLX, nu e nicio reclamă la OLX ca idee, numai că e problema de la mouse-ul cu fir. Poate de la mouse-ul ăsta, poate la alte mouse-ul ăsta, nu știu, dar wireless, only wireless de acum. Mamă, eram acolo în extaz, am zis gata, le cumpăr pe toate, nu știu ce. Păi îi bag numărul de telefon în contact, mă uit că l-a pus, îi dau mesaj, mă, la poza lui de profil, bă, și se una cineva, știi, și aparent era un YouTuber. Nu mai știu câți abonați avem, dar hai să vă arăt ce e aici. Ia! Ia! Automatic! Bă! Am dat comandă de un pinguin, coai? Coai, am dat comandă de un pinguin, ești prost? Da, schem. Sambap. Hai mă, gata. Oh, ok, chiar mă speriasem. Chiar mă speriasem, mi s-a părut prea puțin. Bun. Tot asta așa, nu știu de ce mi l-a pus așa. Mă rog. Aici mă gândesc că ar trebui să fie microfonul și ăsta e brațul de microfon, mă gândesc. Mă gândesc că mi-a pus microfonul în cutie totuși. Brațul de microfon l-a pus bine. Ba max puțin, 65 de lei acolo. Dar nu știu, mi se pare scump 65 de lei transport, real. Ok. Și o cutie, bă, asta e mai grea decât tot coletul ăsta. Să vă mai departe. Că aș vrea totul suportul ăla. Al cablu, nu știu, văd după cablul ăsta. Bun, și cred că poate să le-a pus mai mult așa de protecție, mă gândesc. Așa. Uite, mă, asta e de la suport. Bă, am văzut că brațul ăsta de microfon e destul de bun. Punem aici pe toate. Și ăsta cred că e placă de sân, nu? Să văd dacă mai e ceva aici. Nu mai e, bun. Așa și aici. Placă de sună. Mamă, ce șmecher ești prost. Băi, e prima dată când văd, gen, e prima dată când îmi iau și asta.
Mamă, cum se simte. Bun. Hai să vedem acum cum montez asta în cavă și până atât trebuie să dau scârba asta jos. Bă, îl vând. Cine vrea 150 de lei, hăți. Bă, dacă vă întrebați cât am dat pe ăsta, bine, el e mai scump, dar eu îl dau cu 150 de lei doar aici nu stă brațul de microfon. La microfon îl dau cu 100. Dar plătiți voi transportul, așa cum mi-a făcut și ăsta. Așa. Ia-te ușor așa. Dacă ușor așa, dacă da, mă, și ăsta îl scot foarte lejer. Să mă așa. Băi, ia. De ultim. Mamă, dar ce păfuit e ăsta, e vai morții lui. Bă, dar ăsta e primul meu monitor. Vă zic așa, ca idee. Ah, ok. A dat de ăsta, mă, de-aia nu putea. Pentru că cum ar veni, biroul ăsta s-ar da în sus și în jos. Dar el se dă doar cu piciorul ăsta și da, mai oricum nu-mi folosesc eu să stau să... Bă, dar chiar trebuie să cumpăr niște baterii la copilul ăsta, să mă piși pe... Bun, cred că e suficient. Așa? Frumos! Iată-n. Ok. Ok, da? Până aici ok. Fiți atenți că mă... Mamă, dacă îi dau una la monitorul ăsta cu brațul ăsta de microfon s-a dus. Scoși de la 20 de bandă lăm morții lui. Descoși. Mamă, cu aia era să facă ca monitorul nou, ești prost? Nu știu dacă s-a văzut. Du-te în pula mea, era să mă piși pe tot. Asta se bagă așa. Păi și... Asta nu se învârte? Bă, totuși... Aș vrea să stai și tu mai așa, știi? Gen... și pe tine trebuie să spun de mic... De... Păi, coaie, pe ăsta dacă îl pun așa, am rupe monitor. Păi, sens, ăsta mi-a... Gen, i-am scris lui ăsta și îmi zice că și că... Păi, n-are cum să stea așa. Deoarece are centru de greutate aici. Și n-are cum să stea el aici. Păi și cum ar trebui cu el să stau cu el? Lipit de micro... Lipit, așa, lângă el? Nu de aia braț de microfon? Ha? Exact! Am încercat să... Nu știu dacă știi înainte, aveam monitorul și brațul ăla de microfon era mai mic. Și l-am pus gen să stea peste monitor. Da. Și am pus și monitorul ăsta, gen fii atent. Da, se ridică. Eu l-am pus sus, pentru că ăsta e destul de înalt. Eu l-am pus sus. Când l-am pus, direct. Bine, mă rog, că n-am nevoie neapărat de spațiu ăsta. Să-mi se vadă măcar dracu pe facecam când filmez. Și a zis, eu a zis, mamă, să vezi, mamă, ce repede se montează. Băi, el se mă tai repede, dacă... Hai! Bă, măcar să meargă microfonul. Că poate fac atâția nefi la braț de microfon. Și pare că vezi că nu merge microfonul. Că îți spar. Da, știi cât costă ăsta? 350 de lei, 400. Și e o mizerie. Sau cine știe, poate nu știu eu să-l fac. Nu zic că neapărat vina la ăsta, știi? Dar... Nu-i ca și cum... Nu-i ca și cum nu... Na... Nu știu, trebuie să mă uit. Wow, 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 s-a aprins. Microfonul se conectează la ăsta și prin ăsta te conectezi la PC. Ia să vedem în cavă și să vedem. Am căutat software-ul ăsta să mă piși pe el. Am intrat pe un site, mi-am băgat 20 de virus, dar măcar e software-ul bun. Și acum aș face ceva date, nu îmi dau seama. Am pus pinguinul ăsta. Ups. Nu o să mai dau un pinguin. Update detected. Yes, ce plastic. I will... Aul. Back, create, next, stop. Ah, tot nu mă auzi pe Discord. Oh, oh.
Stream Deck, n-am Stream Deck. Wow. Welcome. Welcome. Next. A. U. A. Please wait till friend. Mic type. Cum adică mic type? A. Wow. Coaie, nu merge microfonul, să moriu. A. Na. Ce pula? Ba nu, am căutat, nu știu, habar n-am, i-am scris și lui să mă întrebe. Mama, am 1%, hebre, vă zic. Microfonul merge foarte bine, gen, se aude foarte bine, bam, frumos. M-am chinuit, prima dată n-am mers, nu știam ce să fac. Ia uite și asta aici frumos, l-am făcut mov ca să fie ca PC-ul. Bine, acum mă uit, văd că e mai mult ros, deci trebuie să-l mai duc spre movul ăla. Așa, el merge foarte bine, am 1% la GoPro de-aia și uitați-vă cum țin asta, deoarece nu stă, mă scuzați cu mizeria, nu stă brațul de microfon, am ce să-i fac. Și microfonul se aude foarte bine. Am testat, nu știu ce, am testat și pe OBS, Tyro și ăla. În total am dat 1600, gen, de ce? 1700 cu tot, cu transport în pula mea. Că, na. Și cam atât. Nu uitați de like, follow pe Instagram și atât că nu mai am baterie la GoPro. Vă pup și vă iubesc. Deci, brațul de microfon nu stă, este o mizerie de braț. Poate nu știu eu să-l fac, cum am zis și închid, poate nu știu eu să-l fac, dar am încercat să-l pun pe toate pozițiile, să-l întorc, era să scap microfonul iar, era să-mi strig microfonul. Microfonul pe total se aude bine, adică nu am nicio problemă cu el. Poate dacă aș găsi niște setări mai bune pentru că o XLR ar fi și s-ar auzi mult mai bine, dar este ok, eu sunt mulțumit și așa. Dacă știți voi niște sfaturi, ce să fac în control panelul de la placa de sunet Go XLR Mini, deoarece nu găsesc, dar microfonul, eu zic că se aude bine, acum mă auziți de pe el, dar brațul ăsta de microfon absolut n-am ce să îi fac, am încercat să-l rotesc, m-am prins de unde nu stă și am încercat să strâng la maxim, efectiv l-am strâns atât de tare încât acum nu mai pot să scot din partea aia, dar mă rog, cel mai probabil nu acum 100%, dar în ceva timp o să iau alt braț de microfon, deoarece nu, chiar nu este normal să fac așa ceva și nu-mi convine să stau cu cutia asta aici. Chiar dacă este un pinguin, ok, o să pun niște alții de braț sau whatever, numai că este foarte, na, e stresant, na, dar e așa și ce să faci? Asta e până la urmă, mai bine dar cu un pula mea că merge microfonul, că dacă nu mergea nici microfonul, muream. Cam atât, vă pup, nu uitați, like, subscribe, share și vine mai vlog de la Creva, vă pupic!